Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-a găsit! Ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în România și-a continuat programul în județul Suceava și pe parcursul zilei de vineri, când a fost într-o deplasare concentrată în Siret, la Vama Siret, la Parcul Tehnologic și la Muzeul Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina. Mesajele, sigur, care au fost transmise acolo sunt de sprijin pentru Ucraina, de mulțumire adresate României și din partea reprezentanților din Cernăuți și de continuarea investițiilor în infrastructură în condițiile în care, cum vorbeam și ieri, a văzut coloana de camioane care se întinde pe 85 spre Siret. Da, mă bucur că a văzut coloana și mai departe am văzut coloana. Și ce facem? Lărgim drumul sau cum facem? Păi nu, că facem A7 și nu mai e nevoie. Dar când îl faci pe A7? Păi, cred că astăzi a fost o declarație a domnului Pistol, nu? Că sunt toate șansele să înceapă anul acesta. Ce? Construcția. Unde? În județul Suceava. Anul ăsta? Da. Sunt toate șansele. Acum... Bun, acum când o să ne întâlnim de Rebelion, când o să cânt eu pe aici înainte de a înregistra Asta e seara lui Crăciun, o să te întreb, mă, dar unde ții șansele? Unde a început? Unde a început? Să-l invităm poate și pe domnul Pistol. Da, uite, în primul rând zice lumea că n-ai ce face la Siret. Uite, mergi în vamă, mergi la Parcul Tehnologic, e parc. Care înțeleg că e foarte spectaculos. Am auzit, da, că e foarte spectaculos, să vedem ce se va întâmpla acolo. Și mergi la muzeu, care încă nu este deschis oficial. Dar a fost acum așa un preambul a ceea ce se va întâmpla. Bine că a fost doamna ambasador acolo și întrebarea e că noi mulțumiri avem. Deci dacă nu avem mulțumiri, eu nu știu unde le mai pune Consiliul Județean, că în principal domnul Sotur merge acolo, domnul Popoiu, primarul de la Siret, bănuiesc că e făcut... Prefectul când sunt probleme. Prefectul când sunt probleme. Bănuiesc că au făcut un hambar undeva, un hangar, unde pun mulțumirile, pentru că s-au adunat tone de mulțumiri și probabil că au cumpărat și un sistem din ăsta de aerisire, un sistem din ăsta de aclimatizare, pentru că mulțumirile, ele, dacă stau foarte mult într-un loc, se aprind, se autoaprind, se încălzesc. Și trebuie ca la muzeu, trebuie să fie o temperatură constantă, să aerisești în permanență, că e plin de mulțumiri. Ne-au mulțumit de la începutul crizei astea din Ucraina, de la război, de când a început războiul. Doamna comisar europeană de la migrație sau nu știu ce a fost, ministrul de externe al Franței, parcă, ministrul de interne al Israelului, ambasadori fel de fel, Corea de Sud, toți ambasadorii, Franța prin ambasadori, bine că am zis și ministrul, dar și prin doamna ambasadoare. Acum doamna ambasadoare, deci e plin de mulțumiri, mulțumiri peste mulțumiri. Întrebarea este, am venit, am văzut, domnule, mulțumim, dar dăm și ceva acolo, pentru că atunci când mergi la ziua cuiva sau nu știu, mergi să-l feliciți pe unul, că e așa, îi aduci mulțumiri, dar îi aduci un cadou, la Suceava sau peste tot în județ, că e o modă asta, când sunt sărbătorite cuplurile de aur, mulțumim frumos pentru ce ați construit în comuna noastră, în orașul nostru, sunteți un exemplu pentru comunitate. Un buchet de flori, un tort și un plic de bani din partea casei. Și o diplomă. Și o diplomă. Doamne, mulțumiri și ceva lângă. Ca și ar mai mulțumiri, dă-le încolo de mulțumiri. 66 de milioane de dolari, a spus doamna ambasador, așa, că a oferit SUA României pentru criza refugiaților. Bun. Asta pe lângă... Ca să ce? Ca să gestionăm. Bun, să gestionăm. Bine, dar eu te-am întrebat de infrastructură. Nu, dar eu te-am... La Siret, câți bani au ajuns la Siret? Pentru că Siretul ăla a fost că călcat. S-a asfaltat același drum îngust pe care îl avem. Așa, simt niște bani. Au dat americanii la ucraineni sute de miliarde. Acum s-au împotmolit că e an electoral. Păi s-au și despotmolit. Vine Donald Trump înapoi. Doamna ambasador și sprijinul, noul sprijin e mic în echipamente și armament. Da, e mic în comparație cu ce. Vine Donald Trump și acum e Iureș pe acolo.
Doamne, dar din ale sutele alea de miliarde care le-am dat acolo, nu puteam să dăm un miliard să facem cu firme americane, nu spun. Veneau americane, că ți-am zis, ieri sau la altăieri, că acolo în Statele Unite se construiește în draci. Luam o firmă americană și o aduceam aici, le plăteam americanul, nu-mi dai mie bani. Că noi frecăm sau până facem. Veneau americane, e situație de urgență, e. Numai cu licitații, cu aia nici nu sunt banii noștri. Domn, vin americane, noi am chemat o firmă, noi Statele Unite, le-am dat 2 miliarde și uite, vă fac drumurile astea. Dar de ce ar face asta? Păi în loc de... că dacă toți au mulțumit că e așa, dă-i... Am să fie buchetul de flori, ciocolată, diploma. De-aia am făcut introducerea asta. Că așa am mulțumire, bun, nu știu cât e, nu mai știu care e paritatea, știu cât e leu cu euro, parcă e 5 lei, dar nu știu cât e mulțumirea cu leu sau cu euro, nu știu cât e. Cât e mulțumiri la leu sau... Este... nu poate fi cuantificat. Depinde cine adresează mulțumirea. Bun, și mulțumirile alea mai vechi de când ne-a dat doamna Johansson sau cum o cheamă, alea sunt mai valoroase, ele, mulțumirile se fac... Bine, că asta e o prostie. Ca vinul, pe măsură ce se învechesc, sunt mai valoroase sau cum e? Nu, cred că se prescriu. A, se prescriu, da. Bun, altceva? Pentru că pleacă și din funcție unii oameni, se mai rotesc e cadrele. E bine că a fost una peste alta, acum chiar... O vizită foarte lungă, totuși. Da, foarte lungă și de apreciat. Ți-am mai zis asta. Și vizita a fost foarte bine organizată. Adică, la noi, doamne, organizări cum facem noi, nu face nimeni. Bă, jos pălărie aici. Și cred că vor primi organizatorii mulțumiri și pentru păi asta. Păi da, chiar merită toată mulțumiri. Pentru că noi ne mulțumim cu mulțumiri. Nu știu dacă chiar ne mulțumim, dar nici nu ne place nimic. Și băgați în seamă. Știi, dar nici nu spune nimic. Bă, mulțumim frumos. Așa mai timid, știu, cap în pământ, un pic roșim. Nu toți ne mulțumim cu mulțumiri. Am văzut o replică. Da, nu am mai spun că n-are rost. E prea greu ce vreau să spun. Da, te rog. Deci nu toți ne mulțumim cu mulțumiri. Viceprimarul Sucevei vrea competiție. Nu se mulțumește fără competiție internă în PNL pentru desemnarea candidatului la primăria Suceava, în condițiile în care noi cam asta știm că a fost desemnat candidatul la primăria Suceava. Dar nu că, cum adică cam asta știm? Adică cum? Merge tamponarea asta? Adică cum? Doamne, PNL-ul a anunțat de 1000 de ani că este Ion Lungbu, așa pentru că e primar în funcție. Dar când statutul? S-a întâlnit... Cum? Dar statutul? Da, știu, nu, dar eu spun ce a zis PNL-ul, nu ce zici tu mie. Dita mai oameni bătrâni de acum, care sunt politică de 1000 de ani, bine, domnul Ciucă a aterizat mai de curând, dar dita mai hândrălăie, ca să spun așa, care freacă parlamentul ăla de ani de zile. Au fost președinți de consilii județene, primari, miniștri, parlamentari. Deci dita mai hândrălăie s-au întâlnit pe la București și au zis, doamne, primari în funcție rămân să meargă cu mici excepții. Unul e bolnav. Unii nu vor. Unii nu mai vor, că nu-i las soția, altul că e bolnav, altul fuge la alt partid, în fine. Deci asta a fost decizia la nivel central. Doamne, dacă știai așa, de ce n-ați făcut înainte asta, competiția internă, și pe urmă să anunțați, de ce ați anunțat înainte și acum, cum adică să mai vedem? Deci PNL-ul, formant din dita mai hândrălăi, se face de râs. Și, repet, Gheorghe Flutur, el are de suferit cel mai tare, pentru că e prim vicepreședinte la nivel național. Și îl întreabă hândrălăi de la București, băi, George, dar tu ne spui nouă când mergi la Slobozia, când mergi la Bistrița și ne ții nouă lecții de politică și de campanie, om trecut prin atâtea, hârșit în toate, cum să facem, și la tine la Suceava e haos? Democrație, Sorin, nu e haos. Democrația e una și haosul e haos. Pentru că unul zice, trage într-o parte și una alta, pentru că... Și... Acum înțeleg că Gheorghe Flutur a fost prins cu vizita ambasadoarei din Statele Unite, de miercuri încoace. Și cu ceva până timp înainte, pentru că lucrurile astea nu se organizează. Dar se fac des în fața opiniei publice. Zice, bă, ăștia alții din opoziție, inclusiv PSD-ul, care sunt la putere, dar opozanții, zice, lasă, ei se ceartă, uite, mai bine pentru noi. Știi? Deci,
se fac de râs, pentru că zita mai oameni și uite, mă, nu se mai înțeleg, nu le mai ajunge, știi cum e, mă? Ce-i mă la ăștia? Nu le mai ajunge? Că se... Dar încă o problemă, eu mai vorbesc unul, mai sun altul, mai vine pe la mine și mă întreabă, zic și eu ce cred. Zice, dar eu cu cine merg acum? Adică e o stare din asta în PNL, oamenii, zic, bă, dar e treaba voastră, că dacă mă întreabă eu ce spun? Ce se întreabă? Păi dacă mă întreabă primarul, eu ce spun? Dar dacă mă întreabă viceprimarul, eu ce spun? Zic, mă, nu-i treaba mea. Luați-vă și descurcați-vă. Nu-i treaba mea. Știi că oamenii sunt așa, na, dacă spun cu unul și iese celălalt, eu ce fac? Ce cu chestia unde asta? Rămân? Nu, nu, dar spun alți oameni care au șeie. Bă, dar sunt copii? Adică să se teamă, zic, bă, dacă te întreabă vreunul din ei, tu cu cine ești? Păi, bă, nu-i treaba ta și nu-i treaba mea că vă certați. Nu e treaba noastră. Luați și rezolvați-vă problema. Așa, în public, Sorin, e regulă? Dar nu, între ei, nu aia. Că cea, oricum s-au făcut de barabule, ca să zic așa. S-au făcut de barabule cei de la PNL. Și? Una e democrația și una e de asta. Unul zice într-un fel, altul altfel. Șeful mare nu știu pe unde, ăla altul îi pleca pe nu știu unde. Ce e asta? Ce e asta? La PSD tac acolo, că se mai... Dar nu se iubesc toți între ei. Nici la PNL, că unii țin cu Lucian Harșovski și unii țin cu Ion Lungu. Da? Unii țin de cățin și alții țin de nevoie. Sau poți să-i vezi când se stabilește. Care cum toți vin în partea aia. Dar e rău. E rău și e penibil că îi pune pe niște oameni într-o situație jenantă. Mi-am dat cu cine ești. S-a mai întâmplat asta și la nivel național, la vârful vârfului PNL, între Ludovic Orban și da. Florin Câțu. Păi nu, da, îți amintești cum tot așa? Da, da. Toți genant, da. Au zis inițial ceva și s-au întors? De ce oamenii ăștia care sunt acolo, ce ei, membri simpli, așa, unui consilier, unui șef pe nu știu unde, că la poza, așa, dar eu ce fac? Bă, da, e treaba ta. Cum? Să-ți rezolve, e găzdita mai oameni și nu-i treaba ta. Dar ce e cu asta? Ce e? Interogatorii? Cum? Și cine e cu mine? Și, na, eu spun că țin cu Ion Lungu. Și? Care-i treaba ta? Sau eu zic că țin cu... Care-i treaba ta? N-am voie să gândesc sau ce? Luați, rezolvați-vă și noi suntem la partid. Cine-i candidatul, cu ăla mergem. Dar nu vă mai bălăcăriți așa. Eu dacă aș fi la partid, simplu membru, așa. Dacă aș fi, dar nu. Așa aș face. Ia mă, veniți încoace în fața noastră, a colegilor, hai. Ce-i cu voi? Hai, băteți-vă aici, parte în parte, arătați că mai nu s-au întâmplat discuții până acum? Bun, mai să mă dau, să pui așa pe... Stau toți așa și așteptam eu ce fac. Dar voi ce sunteți, mă, ficuși? Situația asta trebuie lămurită, deși ea pare bine, suficient de clară. Până la urmă se lămurește, dar te faci de barabule așa. Pentru că timpul trece și se creează în continuare o stare de incertitudine, în primul și în primul rând în partid și apoi inclusiv în comunitate. Păi da, da, tu transmiți semnalul din asta, ce vin alegeri. Bă, da, mergem cu PNL-ul, nu vezi că ăștia nu se împacă? A, în fine, da. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi. Doamnelor, domnilor, știrile continuă.